Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt actorul Nae Alexandru și mulțumesc editurii Herald care m-a invitat să citesc pentru dumneavoastră o scurtă povestire din noua carte a celebrului scriitor Jacques Salomé, intitulată Povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite. O carte care a apărut de curând la editura Herald. De altfel, autorul Jacques Salomé este un autor bine cunoscut, are zeci de cărți publicate atât în România cât și în străinătate, cred că pe întreg mapamundul. El de altfel ne învață un lucru foarte important, aș putea spune eu, cum să aplanăm conflictele. Iată! Cum să aplanăm conflictele? Am putea să punem întrebare, nu? El ne dă răspunsuri la această întrebare pe care câteodată ne-o punem. Și încercând să caut, să găsesc informații despre Jacques Salomé, am găsit un citat care mi-a plăcut foarte mult, pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Și acest citat spune așa: când anii se adaugă vieții, trebuie să dai viață anilor. Frumos spus, nu-i așa? Ei bine, am să vă citesc astăzi o scurtă povestire din această carte, Povestea băiețelului alergic la penele de porumbel, sau despre cum uneori nevoia celor mici de a primi atenție și iubire se poate somatiza. Nu știu aproape nimic despre Gilu, băiețelul despre care o să vă povestesc puțin. Spun puțin pentru că nu putem ști niciodată în întregime povestea unui copil. Există, pe de-o parte, tot ceea ce noi, adulții, vedem, percepem, trăim în legătură cu ei. Aproape există o întreagă parte invizibilă, secretă, care ne scapă. Iar acea parte este uneori cea mai importantă, ea fiind cea care va lăsa cele mai multe urme în viața unui fost copil devenit adult. Despre Gilu aflasem că era alergic la penele de păsări. Atunci când o pasăre trecea pe lângă acest băiețel sau zbura în jurul lui, de îndată corpul său se acoperea cu pete roșii. Începea să tușească și nu se oprea din scărpinat. Tatăl său mi-a vorbit despre el și mi-a oferit acest detaliu. Fiul meu este acoperit cu bubițe de îndată ce o pasăre se așează lângă el pe pământ sau trece peste capul lui. De la o vreme, iar asta ne îngrijorează pe mine și pe mama lui, refuză să iasă din casă. Stă într-un colț al camerei sale cu capul pe genunchi și plânge dacă vrem să-l luăm cu noi. Nu mai vrea să meargă la școală, nu mai știu ce să fac. Tatălui Gilu era un om foarte ocupat și mai ales foarte pasionat. Și se întâmpla ca pasiunea acestuia să fie porumbeii. O pasiune atât de importantă încât spunea el însuși că îi ocupa 100% din viață. Mai târziu mi-a mărturisit: mă ocup de câteva sute de porumbei în laboratorul meu. Studiez felul în care comunică, se unesc, formează un cuplu, încerc să înțeleg cum formează o familie. Cum se ocupă de copiii lor, cum îi învață să zboare, să-și găsească hrana, să se protejeze de alte animale care le-ar putea face rău. Toate astea mă pasionează. Și în timp ce acest om vorbea, îl vedeam pe băiețelul său care l-asculta cu ochii larg deschiși, așteptând de la tatăl său o privire, atenție, poate un elogiu. Dar tatăl său, cuprins total de entuziasmul său pentru porumbei, nu-și vedea propriul copil acolo lângă el, pândind cea mai mică urmă de interes din partea tatălui. Cum de nu făcusem legătura asta mai devreme? Abia mai târziu, într-un mod cu totul întâmplător, ascultând o emisiune la un post național de radio, am înțeles ce spunea Gilu în legătură cu bubițele lui și cu faptul că stătea chircit într-un colț al camerei sale.
Era iarna în care gripa aviară începuse să alerteze autoritățile sanitare franceze. Presa și media se inflamaseră în legătură cu riscurile de propagare a bolii, mai ales după ce câteva lebede bolnave fusese găsite pe teritoriul francez. În acea dimineață, radioul își îndrepta atenția către ascultători și invita să pună întrebări. Aceștia erau asigurați că vor primi răspunsuri concrete despre precauțiile care trebuiau luate pentru a evita orice propagare a bolii la găini, rațe și poate și la oameni. Câteva momente mai târziu am auzit un bărbat vorbind despre neliniștea lui și cerând un sfat. Era columbofil. Avea peste 100 de porumbei de care se ocupa cu ardoare. Era îngrijorat, se temea de contaminări. Ce putea face? El spuse că purta deja mască și mănuși când îl care nu-i lăsă niciun minut liber, care ocupa 24 de ore din 24. El a menționat concursurile la care participa în mai multe țări, a reamintit îngrijirile oferite porumbeilor, corespondența pe care o întreținea cu alți columbofili. A vorbit cu entuziasm, chiar cu fervoare, despre ceea ce era esențial în viața lui după spusele sale. Esențial în viața lui. E o adevărată pasiune atunci, spuse moderatorul. Oh, da, totală, răspunse el. Acest ultim cuvânt m-a atins. Nu mai știu ce s-a mai spus în emisiune. Am resimțit doar un declic în capul meu. Ca două cabluri electrice care atunci când se întâlnesc provoacă o scânteie. Un evrica. Un declic între această pasiune a tatălui său, care era esențial în viața sa la un capăt, iar la celălalt, alergia băiețelului său. Dar despre ce alergie era vorba? La ce era copilul alergic cu adevărat? La penele de păsări sau la pasiunea devoratoare a tatălui său, care nu-i lăsa deloc timp liber, o pasiune care ocupa 24 de ore și 7 zile din 7? Doar băiețelul său putea spune, deși cred că el spunea, cred că țipa cu mult curaj, fără să fie auzit. Cel puțin pentru moment, la fel cum făcea și micul Gilu. Aceasta a fost povestirea pe care eu am ales-o pentru dumneavoastră. Vă îndemn să citiți această carte cu povești multe, povești cu învățăminte, povești care ne învață să aplanăm conflictele care pot apărea între oameni. Mulțumesc încă o dată editurii Herald și vă mulțumesc și dumneavoastră. Și vă îndemn să citiți această nouă apariție editorială a editurii Herald, povești vindecătoare despre lucruri mărunte ce ascund posibilități infinite. O zi bună!